1991-1990, perioada întunecată a Europei de Est. În Rusia încep răscoalele, vine rachetul, în Moldova începe războiul. În America se face un film dark, un film cult. Aud din presă despre el. Vreau să-l văd de nebunesc. Pentru că este făcut de acest regizor, are o poveste pe care o cunosc și pe care o vreau să o văd încă o dată spusă de el, cu niște actori extraordinari, dar cel mai important, că se vorbește despre România. Este România încarnată în acest film. Merg pe la toate centrele de închiriat casete VHS, ceva de genul ăsta, că pe vremea aia filmele le vedeai doar așa. Și există un suspans peste tot. Nu există filmul, încă nu se găsește filmul. Până într-un moment când mă sună prietenul meu și îmi spune: vină până la mine. Ajung la el și îmi flutură această casetă. Începe să-mi fiarbă sângele, începe să-mi bată inima, când în sfârșit o să-l văd. Luăm niște beri și începe filmul. O muzică care îmi sună în orechi dintotdeauna. Niște viori apăsătoare. O animație cu umbre, cu sânge. La un moment dat o văd pe Monica Bellucci vorbind românește și foarte provocatoare în primul ei film. La un moment dat văd un actor enorm care zice: tu ești dragostea mea. Că la final, când se termină, respirăm cumva ușurați că s-a terminat, dar totodată trici că s-a terminat. Un film extraordinar, care a născut după aia un pelerinaj întreg a turiștilor străini spre un loc anume din România, spre o cetate. Cam ce film dark e asta?